După partida dintre Astra și Pandurii, jucătorii giurgiuveni au evitat să dea declarații jurnaliștilor. Au făcut însă cei doi președinți de cluburi și unii jucători de la Pandurii, chiar dacă cei din urmă au fost supuși înaintea partidei unei ședințe tehnice desfășurată în parcarea stadionului. O remiză care ajută pe cine? Care ne ajută pe noi. Orice punct câștigat, la un moment dat, te poate ajuta în economia campionatului. Cu atât mai mult cu cât e în inferioritate numerică, totuși a ținut de rezultat. Băieții au muncit exemplar. A doua repriză au fost extraordinari și merită felicitați din tot sufletul. Totuși a meritat. Nu știu dacă a meritat. Dacă arbitrul i-a dat două galbene, înseamnă că pe undeva a fost și greșeala lui. Totuși asta are probleme acasă, nu reușește să-și câștige toate meciurile. Este o problemă mare în vederea câștigării titlului? Astra nu are nicio problemă acasă. După câte ne amintim, în meciurile din play-off am câștigat două meciuri pe teren propriu. Deci nu avem nicio problemă. Pur și simplu am jucat în 10 oameni din prima repriză. A fost foarte greu. N-aș putea spune că am făcut cea mai bună partidă astăzi, dar în același timp jucătorii merită felicitați pentru efortul pe care l-au depus în această seară. N-ați dezamăgit după ce în repriza a doua s-a avut câteva ocazii mari? Da, n-aș putea spune că sunt foarte bucuros. E adevărat, dacă la începutul jocului știam că vom face egal, era un rezultat rău, ținând cont că jucăm cu una dintre cele mai bune echipe ale campionatului, dar am jucat o repriză cu un om în plus și mai mult decât atât, la 11 am avut foarte multe ocazii. Echipa a jucat foarte bine încă de la început. Felicit abordarea tactică impusă de Edi și de asemenea modul cum au intrat băieții în teren. Din primul minut echipa a arătat că a venit aici să joace fotbal și să încerce să câștige. Din păcate, lipsa de concentrare la finalizare ne-a costat. Remiza asta pe cine ajută mai mult? Probabil că ajută Steaua, dar este important că am luat un punct. De asemenea, aș vrea să felicit brigada de arbitri. Au fost multe comentarii înaintea acestui meci. Este bine că experiența și-a spus cuvântul și, după părerea mea, a arbitrat fără greșeală importantă. Așa că, din punctul ăsta de vedere, e un câștig, nu mai vorbim de arbitraj. Nu mai văzut de mult o ședință tehnică la pauză în parcarea unui stadion. Da, încercăm să ne adaptăm situații. Vă dați seama că nu ne e plăcut deloc să folosim inventivitatea pentru a face conexiunea dintre antrenori și jucători. Sper să nu mai avem parte de multe astfel de situații. Nu e nimic ilegal sau neregulamentar, pentru că eram în afara clădirii vestiarului, dar e o situație inedită care probabil va face senzația ziarelor. Remiza asta, practic, pe noi în seara aceasta ne-a scos pentru lupta pentru campionat și asta e, s-a încheiat totul. Ce s-a întâmplat de a doua repriză? De ce n-ați reușit să marcați? Ce să se întâmple? Am avut 70 de ocazii și n-am putut să dăm gol. Asta s-a întâmplat. Scorul a fost 0-0, am câștigat un punct și șansa noastră la campionat s-a sfârșit în seara aceasta. Mai pe larg despre declarațiile de după partida Astra Pandurii Târgul Jiu, puteți urmări după știri în partea a doua a ediției speciale.